De multe ori, jocurile de noroc și pariurile sportive se transformă dintr-o modalitate plăcută de petrecere a timpului liber într-o problemă cu consecințe serioase, atât pentru jucători cât și pentru familiile lor. O echipă de 12 psihologi și-a propus să îi ajute pe împătimiții jocurilor de noroc și ofere servicii în cadrul unui program de intervenție lansat ieri, denumit Joc Responsabil. Programul este promovat în cele peste 3.000 de locații de joc, săli de sloturi și agenții de pariuri din țară și pune la dispoziția persoanelor dependente de jocurile de noroc un număr de telefon 0800 800 099. Prin intermediul acestuia, o persoană cu astfel de probleme are posibilitatea de a lua legătura cu un psiholog, de a primi consiliere telefonică gratuită și de a se programa la 2 ședințe gratuite de evaluare și consiliere la cabinetele psihologilor. Specialiștii spun că împătimiții jocurilor de noroc sunt de două feluri: cei care joacă pentru a pierde bani, adică de plăcere, și cei care joacă din cauza unor probleme pe care le au, adică pentru a câștiga bani. Aceștia din urmă sunt cei care au cea mai mare nevoie de ajutor. Cei interesați au la dispoziție și site-ul www.jocresponsabil.ro pentru mai multe informații despre program.